Medicii de la Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu au muncit la foc continuu în cele trei zile de Paște. În perioada 30 aprilie-2 mai, peste 250 de persoane au apelat la serviciile de prim ajutor. Motivele principale au fost durerile abdominale și cele cardiace. O creștere în ceea ce privește numărul de solicitări a fost înregistrată în cazul giurgiuvenilor agresați fizic. 16 astfel de persoane au primit ajutor din partea cadrelor medicale. În cele două zile de Paște, de fapt trei, am considerat noi serviciul Județean de ambulanță a intervenit la un număr de 263 de solicitări, cele mai multe fiind în data de 1, cu 97 de solicitări. Spuneți-mi care au fost problemele semnalate. Problemele semnalate au fost, ca de obicei, bolnavi cu durere abdominale, pacienții psihici care au devenit agitați, au fost și multe agresiuni fizice în data de întâi, atât în Giurgiu cât și la, în substații, în tot teritoriul județului. Am avut tentative de suicid? Tentative de suicid nu. În intervalul menționat, medicii de la ambulanță au intervenit și în cazul a șapte persoane care, în ciuda tuturor eforturilor depuse de medici, au decedat. De asemenea, servicii de prim ajutor au fost asigurate și victimelor rezultate în urma a patru evenimente rutiere. Potrivit reprezentanților Serviciului Județean de Ambulanță Giurgiu, numărul solicitărilor este mai mult decât dublu față de cel înregistrat anul trecut de Paște.